Bine te-am regăsit la o nouă lecție de gramatică. Astăzi vom discuta despre circumstanțiala de loc. Aplicații, vom învăța să construim o frază care să aibă o circumstanțială de loc. Mai întâi, să vedem ce vizualizăm în materialul următor. Vom avea în vedere ce este o circumstanțială de loc. Ne vom aduce aminte de termenii regenți ai acesteia, vom consulta și vom indica niște surse pentru recapitularea circumstanțialei de loc și, bineînțeles, o să facem un exercițiu pentru construirea unei fraze care include o circumstanțială de loc. Așadar, circumstanțiala de loc. Ce este? Dacă mai ții minte, ea este realizare propozițională a unui complement circumstanțial de loc. Așa cum observi aici, răspunde la întrebările unde, pe unde, de unde. Indică locul, așa cum o numește și titlul ei, denumirea ei. Care sunt termenii regenți ai circumstanțialei de loc? Hai să vedem! Discutăm despre verbul și locuțiunea sau locuțiunea verbală. Putem avea intersecție și iată aici, ai și câteva exemple cu verbul ca regent pentru o circumstanțială de loc sau cu locuțiunea verbală ca regentă pentru o circumstanțială de loc sau, așa cum spunem, intersecția. Să nu uităm că o circumstanțială de loc are ca regent, poate avea de fapt ca regent un adjectiv sau un adverb sau locuțiune adverbială. Da? În imaginea alăturată ai și exemplele, câteva exemple pentru acești doi termeni regenți. Pentru recapitularea circumstanțialei de loc, îți recomand canalul de YouTube, unde vei găsi informații despre circumstanțialul de loc, despre propoziția circumstanțială de loc, canalul proiectului EduCred. Iar în al doilea cod QR, dacă îl vei scana pe acesta, vei descoperi lecția direct legată de recapitularea circumstanțialei de loc, de pe canalul YouTube de care ți-am minteam, EduCred Gimnaziu. Cum construiesc o frază? Hai să vedem mai întâi contextul. Ți se spune să scrii o recomandare pe care să le adresezi turiștilor sub forma unei fraze în care să ai o propoziție principală și o propoziție subordonată circumstanțială de loc. Însă, hai să vedem care sunt pașii logici în realizarea acestei construcții. În primul rând, trebuie să reții despre ce trebuie să scrii. Pasul 2. Să stabilești termenul regent. Pasul 3. Să construiești o propoziție care să includă regentul ales de tine. Pasul 4. Să construiești subordonata. Și pasul 5, să verifici fraza pe care tocmai ai construit-o. Și hai să punem pașii aceștia în ordine. Da? Pasul 1, ideea. Oare despre ce trebuie să scriu? Păi, în primul rând, trebuie să am o recomandare pe care să o adresez turiștilor. Da? Bun. Da, ideea noastră. Bun. Hai să vedem. Asta este ideea. Să vedem regentul. Regentul îl alegi dintre regentele menționate de mine mai devreme. Eu, de obicei, pentru propozițiile circumstanțiale, îmi place să aleg ca regent un verb. În cazul meu, eu aș alege verbul a coborî. Mă gândesc la turiștii care merg pe munte, de exemplu. Acum voi construi o propoziție cu acest regent. Dacă mă adresez turiștilor, hai să mă adresez turiștilor, da? Stimați turiști!
M-am adresat lor și, să folosesc verbul, coborâți de pe munte. De pe munte. Așa. Și voi continua, bineînțeles. Deocamdată am construit propoziția. Acum aș vrea să construiesc subordonata, adăugând-o logic acestei propoziții. Da? Deci am așa, stimați. Da? Stimați turiști. Turiști. Coborâți de pe munte, îmi aleg elementul introductiv, pe unde vedeți așezate indicatoare. Stimați turiști, coborâți de pe munte, pe unde vedeți așezate indicatoare. Și voi adăuga semnul exclamării, pentru că m-am gândit că poate fi luată ca o recomandare, ca mai mult chiar o recomandare cu titlul de obligație. Bun, acum voi verifica fraza mea. În primul rând, voi observa, vreau să văd dacă am verbe, două verbe, da? Ca să am o frază formată din două propoziții, pentru că îmi spune să am o propoziție principală și una subordonată. Bun, vedeți, da? Am două predicate, apoi caut elementul introductiv, stabilesc că prima propoziție, da? Este stimați turiști coborâți de pe munte, iar a doua este pe unde vedeți așezate indicatoare și mă întreb, da? Coborâți, pe unde coborâți. Da? Deci pe unde trebuie să coborâți de pe munte? Pe unde vedeți așezate indicatoare? Am făcut și verificarea. Este foarte important pasul acesta pentru a observa eventuale greșeli. Mergem mai departe să vedem câteva recomandări de exerciții. Exercițiile mele individuale pe care ți le propun le poți realiza după ce urmărești materialul acesta și, bineînțeles, recapitulezi dacă simți că ai uitat câteva elemente, după ce recapitulezi propoziția subordonată circumstanțială de loc. Un prim exercițiu este să scrii o informație despre natură sub forma unei fraze. Să ai o propoziție principală și o subordonată circumstanțială de loc. Sau să alcătuiești o frază din două propoziții, însă, de data asta, vreau ca verbul a pleca să fie termen regent pentru circumstanțiala ta. Apoi, să formulezi un enunț în care această propoziție, șoricelul s-a ascuns, să fie propoziție regentă pentru o circumstanțială de loc. La 4, exercițiul 4. Se referă la construirea unei fraze în care propoziția oriunde ai privi să fie circumstanțială de loc. Deci dacă la exercițiul 3 trebuia să construiești tu circumstanțiala de loc, la exercițiul 4 ai deja circumstanțiala de loc, dar trebuie să îi găsești propoziția regentă potrivită. Dacă ai nevoie de informații suplimentare, aici ai bibliografia pentru acest material. Îți mulțumesc pentru atenție și îți urez mult succes în continuare!